Aici? O să-ți dau microfonul ăsta care, la care, în care nu trebuie să ții, deci ia zi ceva. 2, 2, 10. Am voce foarte suavă și... Nu, nu, no, no, hai, ia gata, tăia te crustire. Ok, ok, acum s-o de mai mic. Ia pointer. Bună ziua, eu sunt Cătălin Macovei. Fac AdWords de, nu chiar de 7 ani, cum a zis Andrei, folosesc AdWords de foarte mult timp. Sunt Google AdWords Individual Qualified, Google Analytics Individual Qualified și astăzi o să vorbesc despre best practices in PPC pentru agenții de turism. Pentru început, există vreo agenție de turism aici? A, așa, asta vreau să știu, m-am prins din prima. Bun, să începem. Este un... Hai că nu știu unde trebuie să arăt. Păi, da, dar cred că e ok. Dar vă gândiți că este o poză foarte frumoasă pe care tocmai ai schimbat-o, da? Photoshop-o, Photoshop-o face minun. Nu, că după aia toate sunt albe, știi, cam asta este partea frumoasă. Ok. Bun, în momentul de față am văzut destul de multe campanii până acum. Vreau să vă zic că a fost, pentru unele agenții, a fost chiar un dezastru, aș putea spune. Deci, cuvinte, cheie, proaste, structurarea proastă. Și acum o să vă povestesc efectiv cum aș structura eu efectiv campania. Aș structura în funcție de destinație. Adică, ce aș face? Aș face campaniile strict doar pentru anumite țări. Vreau să promovez Bulgaria, Grecia, Turcia și efectiv ce alte destinații site-ul respectiv promovează. Bun, campanii în funcție de punctul de plecare. Astfel că, dacă eu știu că am un sejur București, cu plecare din București către, nu știu, să zicem, insulele Canare, da? Targetăm strict pe partea de București, astfel încât doar utilizatorii din București și împrejurim să poată vadă anunțele respective. Același lucru și cu Timișoara și cu Iași, mă rog, în principal, cam toate destinațiile care au aeroporturi, cam strict targetate doar pentru ele. Campanii de hoteluri, că tot s-a vorbit, o să intrăm în detalii mai departe. Grupurile în principal le fac în funcție de orașe sau stațiune pe care vrem să le targetăm. De exemplu, dacă avem Grecia, targetăm Santorini, facem grupul de Santorini, grupul de Tasos, grupul de Creta și așa mai departe. Grupuri pentru tipul de oferte, exact cum a zis dumneavoastră, sezoniere. N-are rost să facem de la bun început. Zicem, okay, o campanie care vrem să targeteze strict oferte de last minute. Sau un grup care vrem strict să targeteze doar sejur, doar cazare. Acum depinde de la agenție la agenție, de la tip de ofertă la tip de ofertă. Bun, anunțurile că asta este următoarea problemă, este să fie cât mai relevante posibil pentru utilizator și call to action. Nu, dar adevărul e că colajul ăsta e foarte drăguț, mie îmi place. Așa, ok. Bun, anunțurile relevante. Am făcut ieri o căutare foarte interesantă, nu știu dacă se vede, am scris Early Booking Croatia. Ori ai dat peste anunțurile noastre. Da, nu cred că am dat peste anunțurile tale, că mă prindeam. Am făcut ieri o căutare, strict pentru a arăta relevanța anunțurilor momentul de față în AdWords. Deci, agențiile de turism mai au atât de puțin în care să pună în anunțuri, nu o să-ți vină să crezi unde te trimitem. Clic aici, clic acum, sincer, mai sunt atât de aproape. Uitați, am căutat Early Booking Croația 2013, una la mână, nici măcar cuvântul Croația vă luam în anunț, da? Și toate anunțele se referă la Turcia, Grecia, Bulgaria și România. Unde e Croația, Dumnezeu cu mila? Voi știți. Bun. Da, corect. În organice. Da, corect. Bine, bine spus. În organice. În rest, credeți-mă că ăștia din partea dreaptă, săracii, au targetat bine, dar n-au bani de ajuns de mult să bată ăștia. Deci, sincer, în momentul de față, oamenii ăștia tot ce fac este fac risipă. Atât de bani, cât și de nervii utilizatori, cred că aș putea spune. Bun, am căutat sejur Albena 2013. Aici trebuia să fiu și eu, dar am... Eu sunt limitat de buget din cauza asta și n-am reușit, da? Bun, în momentul de față... Vezi ce frumos, acolo există mai mulți, ai văzut? Bun, în momentul de față, ultima, dacă o vedem, eu am căutat sejurul până la 2013. Ce caută anunțul ăsta cu cazare în Mamaia? Eu nu știu. Deci, pe bune, când agențiile de turism tot targetează un om să meargă și au comisionul respectiv mare pentru a merge, mare, mare în ghilimele,
pentru a, ca utilizatorul respectiv să meargă în Albena, noi, pe noi ne trimite în Mamaia, sincer. Dacă vreau să merg în Mamaia, nu scria mai bine cazare în Mamaia? Adică... Uite-l, vezi pe ăla cu multe sightings. Bun, să vă dau un exemplu de anunțuri. Eu, în principal, fac anunțuri în felul următor. Unul dintre motive, îmi place foarte mult să pun prețul. Prețul în descriere. Îmi place foarte mult să pun prețul pentru că, în felul ăla, tu ca agenție poți să-ți delimitezi targetul. Poți să știi exact. Ai, în momentul de față, pentru mine, sunt două tipuri de agenții de turism. Sunt agențiile care vând oferte de tipul 3 nopți cazare plus avion 70 de euro. Adică agențiile alea care și-au comision 7-8 euro. Și există celelalte agenții care fac sejururi în Rodos, Creta, unde comisionul e mai mare. Da. Și în felul următor, noi putem, efectiv, prin descrierile anunțurilor, să targetăm de la bun început tipul de om care dă click pe el. Dacă noi specificăm 99 de euro sau 550 de euro, în momentul ăla e clar că omul ăla știe deja că, ok, sunt dispus să aloc X euro pentru sejurul meu. Dacă ea spune prețuri de la 1500 de euro, e clar că în momentul ăla tu efectiv segmentezi căutările pe care le ai. Sejur cu Shadasi. Am încercat la un moment dat, profită de discounturi până la 40%. Cred că până la sfârșitul lunii acestea există rebooking. Vreau să vă zic că am făcut un test, la un moment dat, timp de 3 săptămâni. Am făcut așa, profită de discounturi până la 40% și în paralel cu el, am făcut profită de discounturi până la 90%. Care credeți că a avut cedere mai mare? 90%. Nu, 40%. Tocmai că oamenii ăștia, din păcate, dacă îi consider proști, numai proști vor veni pe site-ul tău, dar 40%, oamenii, unii dintre ei știau de la bun început. Ok, am cu Shadasi, înseamnă că trebuie să plătesc X euro. Deci tu îmi dai un anumit discount. Logic că cine merge într-o anumită destinație, știe de la bun început la cât să se aștepte să plătească. Deci cu cât, sincer să vă zic, cu cât îi învățăm mai rău, cu atât e mai bine. Iar ăsta ultimul este strict targetat pentru Iași. Vreau să vă zic că pe ăsta ultimul, am zis, sejur cu Shadasi la doar X euro, ca să pot să targetez la bun început clasa socială a oamenilor, financiar vorbind, și plecări cu avionul de Iași. Deci aceasta a fost targetată doar pentru județul Iași și județele din împrejurim. Vreau să vă zic că am avut un CTR foarte mare la el. Eu, în principal, cu keywords, eu mă joc cu... broad modified și bag liste foarte mult, phrase-uri la fel și bag liste foarte mult de negative keywords. De exemplu, cele mai populare pe care eu le folosesc pentru campaign level sunt primele. Păreri, poze, impresii, review-uri, recenzii, forum, gratis, locuri de muncă și așa mai departe. Cred că două la primărie, nu? Recenzii de două ori, da. Foarte frumos. Bun, în momentul ăsta e clar că am limitat deja de la bun început site-urile de review-uri. Poți să te întrerup să spun o întrebare? Îmi cer scuze. Da. Nu ți se pare un pic mai complicat de a aborda o campanie din perspectiva broad modifier plus keyword negative în comparație cu o campanie orientată pe phrase match? Corect, corect. Am făcut două. Eu de obicei fac două în paralel. Una o pun cu phrase și una o fac... De obicei depinde cât de mult am de muncă și vreau să muncesc mai mult pentru chestia aia. Dar phrase-ul e mai complicat pentru ei să... Am înțeles. Ca să zic exact sincer, eu folosesc direct keyword insertion, da? În sus și merg pe phrase-uri. Merg pe phrase-uri cât de mult se poate. Bun. În momentul de... la fel. De făcut observația că și la phrase match e nevoie de cuvinte negative. E nevoie de negative, da. Cel puțin astea, cel puțin sigur, vă vor face mine. La un moment dat există în pattern-ul de căutare al utilizatorilor, după ce caută el efectiv destinația și hotelul, ajunge la un moment dat să scrie forum, recenzii, sigur se va întâmpla chestia asta. Și ideea este că în momentul de față eu nu prea am văzut site-uri de agenții care să aibă efectiv... o secțiune de review-uri al hotelurilor, direct în pagina lor. Sincer, că nicio agenție nu vrea să promoveze un hotel care căruia utilizatorii dau rating 4 din 10. Nicio agenție nu vrea chestia asta, că e clar că nu o să vândă la așa ceva. Cuvinte la nivel de grup, negative. Eu, până anul ăsta, eu nu știam că în Santorini există all-inclusive. Deci am aflat-o de la o agenție care, la un moment dat, mi-a zis. Nu știu dacă cineva a fost cu All Inclusive până acum, dar o agenție mi-a zis că nu există niciun fel de agenție de turism. Dar te uiți profund spre mine. Da, mă rog. Văd că vrei să întreb ceva. Nu există în momentul de față nicio agenție de turism
care să vândă un inclusiv. Logic că utilizatorul nu are de unde să știe chestia asta. Da? El e pus, logic. Va căuta sejur Santorini All Inclusive, va da click pe anunț, vede, filtrează la un moment dat pe partea stângă dacă există un landing page bun, filtrează după All Inclusive și zero rezultate. Perfect, reia căutarea, următorul, din nou și devine frustrat. Și logic, în momentul ăla ai irosit bani. E foarte clar. Același lucru am avut cu AutoCAD. Există la un moment dat un standard de la agențiilor, sau să anumite agenții care vor să vândă Zakynthos cu AutoCAD, care, nu știu, costă 300 de euro sau ceva de genul ăsta și comisiunea agenției e de 0. Și există și sejur Zakynthos cu avionul, care comisiunea agenției e mult mai mare. În felul ăsta puteți efectiv să targetați atât tipul de masă, cât și tipul de hotel. Poate să fie 4 stele, 3 stele și așa mai departe. Aici, cum vă spuneam de tipul de client. Și tipul de client, la fel, se împarte în două tipuri, așa sunt. Bun. Există omul ăla care vânează ofertele și este omul ăla care nu-și planifică deloc vacanța. Da? Și merge, perfect, peste 2 luni de zile vreau să mă duc în Grecia. Și nu caut o super mega ofertă, caut o ofertă bună ca să fie în felul următor. Aici vă arăt, de la bun început, Sejur Antalya, scris cu I, 2013, a avut fix același, în punctul meu de vedere, a avut aproape același volum de căutări cu Antalya cu Y, 2013. Da? Rata de conversie a celor care au scris cu Y a fost mult mai mare. Motivul care e că deja oamenii care au căutat cu Y au, cum se numesc asta, statut social, clasă socială, știu deja destinația, știu că se scrie cu Y. Deci este o altfel de mentalitate. De momentul ăsta e logica cuvântul scris cu Y și cel corect să convertească mai mult. Landing page-uri. La landing page-uri vine vorba de turism, e dezastru. Adică dacă am putea să-i scoatem toate ofertele, să-i le punem direct în pop-up-uri, peste pop-up-uri, cu cumpăr acum, asta am face. Deci dacă vei cum, eu caut, vin și caut sejur Grecia, ajung pe Grecia și de fapt îmi dai mie ofertă din Mauritius sau ofertă din insulele Canare. Adică e ceva normal. Trebuie evidențiat, clar, timpul de încărcare. Timpul de încărcare, am găsit multe site-uri ieri și l-am testat, 10 secunde timpul de încărcare. Ceea ce este enorm, sincer să vă zic, este enorm. Adică câte JavaScript-uri și CSS-uri poți să pui? Câte? Totuși, câte? Afișarea clară a promoțiilor. Câte poți pui în head? Da, câte poți să pui în head, da. Afișarea clară a promoțiilor. Am ales acest landing page, nu știu dacă îl vedeți, dar evidenția clar cu culori care este last minute, care este ofertă promoțională și care este ofertă normală. N-am niciun, nu știu dacă știe cineva ce site e, dar n-am niciun fel de preferințe. Bun, aici este clar, visibilitate. Ăsta este cuvântul magic care trebuie folosit. Ce crede clientul în momentul de față când plătește un om care să facă conversiile? Că îl optimizăm pe phrase, punem sejurul al venea 2013, perfect, vine omul, dă click și cumpără. Ce se întâmplă cu adevărat? Nu știu dacă vedeți. Exact cum zicea și colega mai departe, comportamentul utilizatorului e în felul următor. Eu mă decid, acum și zic că vreau să merg în Albena. Perfect, ajung pe, dau click pe primul sau pe al doilea. Și văd la un moment dat o listă de hoteluri. Bun, după lista respectivă de hoteluri, ce fac? Mă interesează să văd hotelul respectiv. Și am două opțiuni. Ori intru la tine în site din nou, ceea ce asta este idealul, da? Ori mă duc liniștit pe site-ul hotelului care este nume sitehotel.com. Cam așa ceva. Eu, în momentul ăla, dacă... Poate nu-mi place hotelul. Da? În momentul ăla vin din nou, refac căutarea, caut total altceva și ajung la alt hotel, iar caut. Partea proastă în momentul de față cu astea, că am ajuns să plătesc pentru un client al dracului de mult. Astea sunt dezavantajele pe care sunt la PPC pentru o campanie care se face. Remarketing-ul, după cum se poate vedea, lumea asta e o PPC, da? Se vede acolo. Bun. Ok. Marea parte din site-uri, din turism, au AdSense în site. Putem să facem ori campanii de display targetate, ori campanii de remarketing. Acum
s-a întâmplat. S-a nimeresc toate astea și marea parte erau cu lumea SEO PPC. Am încercat să am șters cookie-urile până la urmă ca să pot să văd altceva. Nu vreau să super eu nu-s pe mine. Marea parte din site-uri care au trafic din turism, în momentul de față, putem să facem remarketing pe el. Acum vreau să vă dau și un exemplu prost de campanie de display, Sejur Avion. Deci, cine a găsit title cu Sejur Avion, na. Voi să ziceți dacă e relevant pentru voi, dar pentru mine sigur nu e. Bun, cum facem listele de remarketing? Avem mai multe tipuri. Utilizatorii care n-au făcut conversii. Pentru o conversie, la mine în felul următor, cum a zis și colegul mai devreme, site-urile pentru care am făcut eu PPC, ei au un formular de contact. Deci ei n-au plată online tot, cu totul cu cardul, deci eu efectiv livrez lead-uri. A, și zic, utilizatorii care n-au făcut lead-uri, conversii, facem branding. Cum facem branding? Facem referă. Un ad tipic, specific. Nu rata cele mai bune oferte de la agenția aia. Și în momentul ăla pui logo agenției. Asta ar fi una dintre variantele de ad-uri pe care putem să le dăm. Utilizatorii care au făcut bounce rate mare. La fel putem să le dăm același anunț sau nu rata cele mai bune oferte de la agenția X. Același lucru. Utilizatorii care stau foarte puțin pe site. La fel același lucru. Bun. Utilizatorii care au văzut o anumită secțiune a site-ului. Putem să zicem același lucru. Nu rata cele mai bune oferte de sejur din Bulgaria sau din Tasos. Din fiecare putem să facem 10 de liste. Eu sincer să vă zic că am 10 de liste pe care le fac în momentul de față și le fac strict doar structural. O rată de conversie, ca să vă zic sincer, 1,5-2% și campaniile asistă de remarketing de mama focului. Bid-uri cât de cât ok, nu e niciun fel de problemă. Cele mai frecvente pe care le-am găsit până acum, targetare broad fără negative. Cel mai rău este că l-am căutat aseară, am căutat cu stațiunea magică din Croația, Moleda Botsoanei, da? Cred că știți la ce cuvânt mă refer. Vreau să vă zic că am găsit două agenții de turism acolo, care vindeau sejururi doar pe brod. Deci să ne înțelegem. Foarte urâtă fața. Asta e una dintre ele. A făcut-o și Amazon, și eBay-ul. Hai să nu e mai acuzat okay. Nu a acuzat absolut nimica. Lipsa keyword-ului de bază din anunț, exact cum l-ați văzut mai devreme. Call to action. La fel, vin dacă îmi spui prețul. Da, da, îmi spui prețul. Rezervă acum și ai discount. Sau rezervă acum. Un call to action neapărat. Campanie comună Search and Display, ați văzut și mai devreme, este cea mai, în momentul de față, frecventă greșeală. Cam direcționarea traficului pe homepage. Acum voi să-mi ziceți că chiar sunt curios cei care au făcut acum o campanie de PPC. Am văzut că este foarte popular cuvântul agenții de turism. Să se facă să se facă efectiv campanie pentru cuvântul agenției de turism. Sincer, a făcut cineva că din agenție de turism vii și îi dai către homepage. Ok. Asta o lipsa măsurilor conversiilor. Da? Momentul de față e... Când întrebă cineva, ați înțeles, e greu să-ți răspunzi dacă îmi zici, asta e cea mai frecventă greșeală, ați făcut-o vreodată? Nu. Okay. Și testarea reclamelor. Asta am dat eu acum, de exemplu, pentru o singură destinație am cel puțin două. Deci cel puțin două, după două săptămâni, mai fac încă una, trag linie, elimin una. Și în momentul de față ajungi să ai niște CTR-uri destul de frumoase atât timp cât testezi. Și te joci tot timpul. De la schimbat prețuri, până la schimbat discounturi, până la texte, până la orice. Dacă vă jucați, în momentul ăla sigur găsiți. Cum a zis și Ionuț, nu există o soluție clară, una cea mai bună, asta este cea mai bună, folosește-o pe asta acum. Nu există. Vă mulțumesc. Întrebări? Acum? Eu n-am pus aici un slide de întrebări, dar mă aștept. Auzi, o să am eu o întrebare pentru tine și pentru Ionuț. Da. E așa, from the top of my head, că mai devreme vorbeam de last minute. Corect. Ați încercat vreodată să targetați oameni care vor să facă last minute fără să știe destinația? Adică vreau să plec peste o săptămână, nu știu unde, vreau să plec. Ai încercat vreodată? Deci vreau să plec peste o săptămână, da, vreau să plec fără destinație? Da, vreau să... aplicația de la Skyscanner de iPhone, corect. Cred că are, să dai everywhere. Da, corect. Da? Este și infoturismul care face fix același lucru. Deci, pentru 20 ai încercat vreodată să targetezi oamenii ăștia? N-am încercat și nu pot să zic că nu recomand, dar este un fel de surprindere. Eram doar curios.
Nu. Eram doar prieteni care încercam să adică targetez sincer pe aia. Sincer să zic, în momentul de față, eu... prima întrebare este care o adresez clienților este ce vrei să faci? Vrei să vii sau vrei să-ți faci reclamă, vrei să îți aduc clienți și apoi să descurci tu cu ei? Și oamenii zic, bă, uite, vreau clienți care să facă asta. Perfect. Deci oamenii știu deja unde pot. Deci, efectiv, ca să răspund la întrebare, nu. Nu am făcut asta. Deci dacă avea o agenție care s-a axat pe last minute... Corect. Aș targeta last minute plus destinație. Plus destinație. Deci corect. Ar fi cam greu să targetezi pe aia care vrea să plece, are, liber, are o săptămână liberă, nu are ce face cu ea și nu știe ce să fac cu ea. Corect, dar ești conștient că omul ăla, tu ce faci? Tu ca agenție îți dedici un om special. Uite, perfect, a venit o cerere pe site sau a venit o cerere dintr-o anumită aplicație, perfect, și tu dedici un om. Tu ca agenție de turism dedici un om, bă, uite, failul ăsta, oferte cele mai bune până la 800 de euro. Corect? Și ăla zice, agentul o să te întrebe, unde anume? Păi nu știu, surprinde-l pe utilizator. Îi trimiți 10 oferte, nu e mulțumit. Mai trimiți încă 10, nu e mulțumit. Nu îi se numește pierdere de timp? Da, probabil, probabil că asta ar merge la agenția targetată pe social. Da, asta pe social, pe social da. Pe, care da. Merge. Pe social cu Facebook să faci o aplicație în care să dai tot timpul, nu-mi place, nu-mi place. Cred că a făcut caiacu așa ceva. Deci cred că are caiacu n-am în care studiat zice... N-am studiat fenomenul. Dar oricum cred că ar merge pe social targetată în funcție de preferințele curente corect, ale lui. Corect, de like-uri la place-uri, la personalități, corect. La deci, asta dacă mie îmi place Elvis și îmi place și Maryland, s-ar putea să îmi dai un last minute deci, pentru... A făcut caiacu și îți lua locurile la care ai skin și în momentul ăla îți sugera. Du-te, uite, văd că ești o persoană care îți place aventura și îți plac astea, du-te în destinația bun, bună. Perfect, nu-ți convine de dai next, iar îți genera. Da, se poate pe social foarte, pe social, da, foarte interesant. Ok. El are dreptate, de regulă se întâmplă foarte mult pe last minute, mai ales pentru cei care vor last minute-uri, să caute, așa, cu o săptămână înainte, vreau să merg, dar nu știu, se întâmplă asta în agenții, destul de des. Eu am făcut chestia când lucram în agenție. Într-adevăr. Acum nu știu dacă ar fi util să targetezi doar pe last minute fără destinație sau nu. Vreau să zic că în momentul de față că chiar, chiar dacă tot vorbim de last minute, utilizatorii care caută partea de last minute deja power user. Deci aia deja clar nu mai vor, nu mai vor recenzii, nu mai vor poze, ăia strict vor, în 2-3 zile vor cea mai bună ofertă care există. În momentul în care vor, nu vor recenzii, nu vor forumuri, nu vor ceva, îi convertești mult mai ușor decât dacă ar căuta corect. Foarte wide. Adică, ok, vreau să plec în Antalia, corect. Dar nu știu cum e în Antalia. Uite, last minute, dar... în momentul de față, uite, chiar, uite, să-ți dau una bună. Era la un moment dat, nu știu, e foarte populară Thailanda în ultima perioadă, da? Auzim la știri, în Thailanda, perfect, din ce în ce mai mulți români pleacă. Și la un moment dat, dacă te duci pe... la un moment dat să vezi trendurile de rigoare, au căutat undeva până în noiembrie sau ceva, dar 40 de români. Și dintr-o dată a sărit la 80, creștere de 100%. Da, e creștere de 100%. Adică, eu asta zic, la un moment dat, depinde și de destinație. Adică, acum, cu last minute, tu, e bine să pui, uite, acum, de exemplu, e popular dominicană. Sincer, câți de aici am face vreodată căutarea? Poate o face. Sunt câțiva oameni care fac last minute dominicană. Câți am face? Dar dacă am face, știm sigur că vrem să mergem acolo, știm sigur că ne costă foarte mult, dar era ideea că suntem deja partea de power user care facem așa ceva. Bă, da, uite, teoretic, acum mă gândesc că la last minute-uri, cred că majoritatea ar vrea să meargă undeva relativ aproape. Poate mă înșel sau poate nu, dar cred că ai șansă să targetezi mai ușor o Polonia, o țările Baltice. Aia ce e City Break. George, tu faci PPC? Nu fac nimic. Aia de obicei. Eu vorbesc, aia, eu vorbesc aia, mult. Dar nu vreau să spun că ce raționamente faci sunt foarte ok, în sensul că nu le demontăm, adică ele au sens. Am înțeles. Dar doar știi că limita până la urmă se pune la nivel de obiectivul pe care l-are stabilit clientul și obiectivul pe care tu îl îndeplinești în campanie. Adică dacă tu ai 0,05% rată de conversii pe toată campania, dacă ai o problemă, adică nu o să te duci pe sejurul general. Uite, hai să dăm voie. Și dacă, pe de altă parte, dacă tu ai o rată de conversie de 2%, cum are Cătălin, na, pe anumite campanii, îți permiți să te duci pe sejur, pe last minute, îți permiți să te duci pe ce vrei tu, poți să te duci și creativ dacă vrei. Adică search marketing nu trebuie limitat doar la intenție, adică trebuie să gândești outside the box. Hai să ne aducem aminte campania că lui Carnation la un moment dat, acum vreo 6 ani, când Google nu se prindea de ad-urile scrise în HC și făceau pentru berea Tuborg în campionatul nu știu care mondial. Și avea o rată de click extrem de mare, nu avea un mesaj în sine și nu erau semantic relevante. Și până s-a prins Google, na, ei au făcut campania aia. Pe de altă parte, alte campanii creative. Și eu am făcut campanii pentru Rent-a-Car cu o mașinuță desenată în Aștii.
Adică, hai să nu ne... Da, ha-ha, așa e, da, într-adevăr, ha-ha. Ideea e că orice tip de raționament ăsta care e outside the box, e ok. Mai ales o chestie de asta care e doar un pic mai generală. Deci, e mai mult decât ok să încerci, dacă îți permite buget. Practic despre asta e vorba. De asta putea, uite, dacă ai încerca să faci sau nu. Dacă ok, uite, acum, hai să-ți zic una bună acum. Am avut la un moment dat, prima oară când am venit la un client și mi-a zis, zic, iată, ce vrei tu să faci în perioada asta? Păi uite, eu vreau să-mi vină cereri. A doua zi mail am primit, cred că aș vrea să promovăm BAC-ul. Și eram? Zic, bacaloratul sau ce anume vrei să promovezi? Păi BAC-ul. Și stau eu după aia, bineînțeles. Mă, ce dracu e BAC-ul? Mă duc Google Maps BAC-ul și văd după aia că e capitala azerbaidjană. Bun, și după aia zic, da, și am zis, zic, mă, e normal ca un român, da, caută foarte mult. Dă-i, du-te, fă research, în departe. Deci exact același lucru. Zic, mă, tai, tu nu mergi la masă acum, nu te referi la o anumită, la foarte mulți oameni care să-ți genereze. Nu, vreau ca oamenii mei să meargă în Azerbaidjan. Adică e... Ideea este să vrea și utilizatorul să meargă acolo. Da, adică... de la Euronews cu Azerbaidjan, cu ăla zburător. Nu. Vai, ce tare campanie. Deci e o campanie care, bineînțeles că ne influențează și volumul de căutare pe Facebook. Și e cu un covor zburător. E pe Euronews. Gata. No? Azerbaidjan. Deci exact același lucru. Când clientul zice că, uite, eu vreau să targetez BAC-ul acum. Și tu te gândești ca advertiser, ca tot acum, care manager manager. Tu care gestionezi campania aia, doar să te gândești și explici. Nu există căutări. Dacă targetăm, nu avem ce oameni să targetăm. Adică sunt anumite situații de genul ăsta. Există, nu neg, există și last minute, nu știu, Honduras. Câți ar căuta? Cred că mai mult de 10-15 pe lună, 100 de oameni pe lună. Dacă facem de 900 de oameni, tu să presupunem că rata de conversie de 40%. CTR-ul, pardon. CTR-ul de 40%, da? Primul loc, nu știu, să zicem, 40%, 20%. Perfect. Deci tu ai targetat 900 de oameni, 20 de oameni. Tu în momentul ăla dai lead-uri. Dintr-un lead, din rata de conversie din nou încoată se duce și tu ajungi la un moment dat 900 de oameni să targeteze, să convertească 0,x conform unei formule matematice așa. Deci are rost să consumi banii? Eu zic că n-are. Ați înțeles punct de vedere perfect. Dar dacă ai încercat sau nu? Era doar dacă ai încercat sau nu, aia era întrebarea de fapt. Nu. Nu. Alte întrebări? Din partea agenților de turism așteptăm. Stai că mă duc repede, să dau microfonul ca să... Au... Nu? Să nu vin? Cât la sută din cererile respective s-au convertit asta? La un moment dat am avut, chiar am vorbit cu ei, că chiar eram curios, între 50 și 80% din lead-uri. Deci între 50 și 80% din lead-uri. În ultima perioadă a fost problemă cu Turcia, că tot au venit lead-uri, nu s-au convertit și s-au convertit lead-urile de acum 3 săptămâni. Adică oamenii care s-au răzgândit după 3 săptămâni că da, accept oferta ta. Deci sunt anumite destinații în care, ca să zic la Bulgaria, cam vreo 50-80%, Spania slab, mai slab de 50%, Turcia cam aceeași problemă. Deci depinde de destinație și de costul sejurului. Cam asta depinde. Corect. Și din ei, câți converteau? Din ei, nu converteau 1%. Păi uitați, sincer, am slide-ul ăsta care arată clar. L-am pe ăsta. Cu tot cu CTR-ul și cu rata de conversie. Deci se poate. Se poate. Adică depinde de la agenție la agenție, de la ofertă la ofertă, la site la site. Că asta contează cu mama. Și site-ul, că dacă... Corect, dar se poate face foarte frumos, exact cum au zis și în SEO și până la un tail. Deci nimeni nu ne oprește. Putem în orice moment să zicem, perfect, cuvântul sejur Antalya 2013 mi-a consumat 2 milioane pe lună, pe Broad, în 30 de zile, perfect, renunțăm la el, dar haide să targetăm restul, adică sejur Antalya 2013 inclusiv, sejur Antalya 2013 asta, direct pe exact. Deci putem să... Sunt multe modalități. Important este ce se dorește, calitate sau volum. Adică sunt două chestii un pic diferite. Mulțumim mult de tot! Mulțumim!